ani. La saloanele de frumusețe n-ai loc de bărbați. În ultimii 3 ani, numărul domnilor care merg la cosmetică s-a dublat. O dată sau de 2 ori pe lună, bărbații apelează la tratamente faciale, dar unii vor să scape și de păr. Așa că stau nemișcați la epilat, pe principiul, moșul suferă la frumusețe. Sport pe săptămână? Cred că o dată, dar rar. Rar? Da, nu am timp. Nu fac cine știe ce sport. Mai fac uneori o mișcare gen plimbări în aer liber. Doi români din 3 dau același răspuns. Sportul nu e în lista de priorități. Tot atâția au trecut însă cel puțin o dată pragul unui salon de înfrumusețare. Iar dintre ei, un sfert sunt bărbați. Este pentru cauză bună. Da. La 29 de ani, Sorin este deja un client fidel al centrelor de beauty. Nu exagerează, spune el. Merge, dacă e cazul, o dată sau de 2 ori pe lună. La tratamentele faciale apelează cel mai des. Eu cred că este necesar să păstrăm o igienă a feței. Cred că este cartea noastră de vizită. Vin la centrele noastre de înfrumusețare pentru a-și pune în valoare frumusețea naturală cu tratamente de curățare facială, să scape de părul nedorit de pe corp prin tratamente de epilare definitivă cu lumină intens pulsată sau pentru hidratarea intensivă a tenului.